Pentru host și domeniu foarte ieftin, accesați linkul din descriere. Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest tutorial vă voi prezenta o metodă foarte, foarte simplă de a face bani pe internet, iar serviciul pe care vi-l voi prezenta în acest tutorial se numește viespar.ro. Tot ce trebuie să faceți, trebuie să intrați pe www.viespar.ro, mergeți la Intră în platformă pentru a ne face un cont nou, mergem la Creează cont nou. Aici ne vom introduce un nume, eu o să-mi introduc numele tutoriale, să zicem, la adresa de e-mail, pentru că deja am folosit câteva adrese de e-mail pentru a-mi face un cont pe acest website, pentru a-l testa. Voi folosi un serviciu care se numește temp-mail.org, puteți să-l folosiți și voi. Acest serviciu vă oferă un e-mail temporar gratuit. O să-l folosesc și o să-l introduc aici. O parolă rapidă, imediat. Accept termenii și condițiile și dau înscriere. Și atât de simplu vă faceți un cont pe viespar.ro. După cum vedeți și voi, ne spune aici: în acest moment sunt disponibile pentru tine 12 task-uri. Rezolvă-le pe toate și vei ajunge la suma de 6,37 de dolari în contul tău. Ceea ce trebuie spus de la început: v-ați făcut cont pe viespar, aveți de la început 5 dolari în cont. Pentru a face bani, voi va trebui să rezolvați anumite task-uri, adică veți primi niște lucruri de făcut. Să zicem, va trebui să intrați pe Google, să căutați ceva, să intrați pe un site, să copiați ceva de pe acel site și să aduceți aici și așa mai departe. Chestii de genul ăsta. O să vă și arăt imediat, nu doar vă povestesc, o să vă și arăt pe view cum se face. După cum ziceam, avem 5 dolari. Suma minimă de retragere, de retragerea banilor, este 50 de dolari. Acum, probabil vă veți întreba dacă acest site este o țeapă, dacă, nu știu, dacă este fake, însă nu este fake. De ce? Pentru că pe Facebook-ul lor, au și pagina de Facebook, se postează aproape zilnic poze cu facturile persoanelor care au scos banii de pe acest site. Evident că banii nu se fac atât de ușor, vedeți și voi, pentru fiecare task primiți în jur de 0,1354 dolari. Și veți primi și task-uri mai mici, care vor fi și mai puțin de atât, dar în momentul în care veți căpăta experiență, veți primi task-uri după care puteți face chiar și 50 de dolari. Deci, haideți să vedem cum facem un task, cum rezolvăm un task. O să merg și eu la ultimul task și trebuie să merg în dreptul lui și dau click pe butonul verde, rezolvă acum. Și ne spune aici: intră pe www.google.ro, asta voi face și eu, intru pe google.ro. Apoi, ce îmi zice? Caută pe Google cuvântul de mai jos, Green Global. Haideți să căutăm. Apăsăm tasta Enter, apoi ce ne zice? Identifică în rezultatele Google site-ul de mai jos și dă click pe acesta. greenglobal.ro. Acesta este, dăm click pe el. Ce ne zice mai departe? Care este URL-ul paginii pe care ai ajuns? Copiem URL-ul și îl pastăm aici, fără nicio problemă. Apoi, odată ajuns în site, caută următoarele informații și răspunde la întrebările de mai jos. Atenție, pentru ca task-ul să fie corect, trebuie să rezolvi primii pași corect. Căutați cuvântul de mai sus pe google.ro, dați click pe site-ul din imagine și apoi căutați în site exact ce scrie mai jos pentru a termina task-ul. Ne spune aici: vizitează pagina colectare deșeuri, intră pe prima categorie listată și scrie ce culori au pubelele din a doua imagine. Deci trebuie să intrăm pe pagina colectare deșeuri, prima categorie, dacă nu mă înșel, și apoi să spunem ce culori au pubelele din a doua imagine. Haideți să vedem dacă vom găsi, deci prima categorie, a doua imagine, haideți să vedem, aici, albastru, verde și galben. Albastru, verde, galben. Apoi, vizitează pagina colectare deșeuri medicale și scrie câte tipuri de deșeuri periculoase medicale există. Deci, colectare deșeuri medicale. Haideți să vedem. Colectare deșeuri medicale. Uitați aici. Și ne întreabă câte tipuri de deșeuri periculoase medicale există. Există numeroase. Deci, trebuie să căutăm aici câte tipuri. Am pus puțin pe pauză pentru a căuta, bineînțeles, pentru că trebuie să cauți puțin pe site și avem aici 1, 2, 3, 4, 5. Introducem aici numărul 5.
Apoi intră în pagina colectare deșeuri plastic și copiază ultima propoziție. Colectare deșeuri plastic și copiem ultima propoziție. Care este aceasta. Ctrl-C, Ctrl-V și ne spune aici, avertisment, dacă nu știi să rezolvi acest task sau apare erori în care rezolvarea este imposibilă, te rugăm să apeși butonul refuză acest task. Pifăm butonul nu sunt robot și dăm trimite răspuns. Bineînțeles, task-ul nu va fi aprobat imediat, va trebui să așteptăm un timp, probabil câteva minute, poate chiar câteva ore în funcție de complexitatea acestui task. El va fi verificat și în cazul în care l-am rezolvat corect, vom primi banii. Dăm trimite răspuns și ne spune aici că, da, am uitat să scriem ceva. Vedeți? E bine că s-a întâmplat asta ca să vedeți și voi ce trebuie să facem. O să ne ducem înapoi pe Google și intrăm pe Green Global să vedem câte rezultate sunt pe Google. Sunt 51.500.000. Și așa se rezolvă un task. Din nou, nu sunt robot și trimite răspuns. Am dat prea repede click pe butonul trimite răspuns. Acum dăm click și task-ul ar trebui să fie aproape rezolvat. Vedeți că a dispărut de aici, însă va fi aprobat sau nu. Vom vedea acest lucru imediat. Și nu uitați că task-urile la un moment dat se vor termina, dar vor apărea altele în locul lor. Deci cam așa se fac banii pe vspar.ro. Ideea este că puteți face mult mai multe lucruri. Pentru că odată ce veți căpăta experiență, puteți să mergeți la echipă și vă puteți face o echipă de oameni care lucrează pe VSPAR. Și anume, banii vor veni mai mulți, pentru că echipa va lucra, să zicem, în concomitent și banii se vor aduna mult, mult mai mult. Și ne spune aici, URL-ul tău de referral este acesta. Deci, practic, cei care își vor face cont pe acest link vor veni automat în echipa voastră. Ideea este că dacă vreți să faceți bani pe vspar.ro și nu aveți răbdare, nu vreți să așteptați rezolvarea task-urilor, nu aveți răbdare absolut deloc, nu vă recomand site-ul acesta pentru că necesită răbdare. Și sincer, eu nu folosesc acest site și nu pentru că ar fi fake, nu pentru că ar fi o țeapă, ci pentru că nu am răbdarea necesară pentru a rezolva aceste task-uri. Și prefer să fac banii în alte moduri. Deci, cam acesta a fost tutorialul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut și nu dați dislike la acest tutorial pentru că site-ul este veritabil, este veritabil. Puteți să verificați, au pagina de Facebook, intrați acolo și veți vedea facturile persoanelor care au scos banii. Chiar am un prieten care în prezent lucrează pe VSPAR și probabil când va ajunge și el la suma de retras și va retrage banii, voi încerca să iau legătura cu el și să dea o dovadă acelei plăți și să vă arăt și vouă o dovadă. Deci cam acesta a fost tutorialul de astăzi, eu am fost Timi, voi ați fost pe canalul oficial Tutoriale Gratuite, la revedere!